Politica privind securitatea și siguranța în muncă nu se rezumă doar la legi și regulamente, acestea fiind însă esențiale și care trebuie aplicate la nivelul locului de muncă. Însă pentru a realiza îmbunătățiri măsurabile ale condițiilor de muncă și o reducere a accidentelor și bolilor profesionale, este necesară combinarea acestora cu o varietate de alte instrumente, cum ar fi dialogul social, bunele practici, creșterea gradului de conștientizare a publicului, responsabilitatea socială a întreprinderilor, stimulentele economice și reorientare. Totodată participarea lucrătorilor contribuie la dezvoltarea unor modalități eficiente de protejare a lor și a altor persoane participante la procesul de muncă, costuri reduse și riscuri reduse pentru ratele absenteismului și ale rotației personalului sunt mai scăzute, numărul accidentelor este mai mic, amenințarea acțiunilor în instanță este diminuată. Directiva cadru, cu sfera sa largă de aplicare, precum și directivele ulterioare care se concentrează asupra unor aspecte specifice privind securitatea și sănătatea în muncă, reprezintă bazele legislației europene privind securitatea și sănătatea. Aproape 50 de reprezentanți ai principalelor companii din județ au fost informați cu privire la aceste aspecte în cadrul întâlnirii cu inspectorii ITM Mehedinți. Toate aceste activități care s-au desfășurat în cadrul Săptămânii Europene a Securității și Sănătății în Muncă, își propun de fapt să încurajeze managerii de companii să se implice activ în reducerea riscurilor și să încurajeze lucrătorii, reprezentanților și alte părți interesate să colaboreze cu managerii pentru reducerea riscurilor. Tema abordată a fost cea privind Săptămâna Europeană de Securitate și Sănătate în Muncă, eveniment jubiliar care a avut loc la Sibiu în perioada 21-23 octombrie. Cu această ocazie s-a marcat 10 ani de Săptămâna Europeană în România. Aceste directive stabilesc cerințele minime și principiile fundamentale, cum ar fi principiul de prevenire și evaluare a riscurilor, precum și responsabilitățile angajatorilor și ale angajaților. În plus, o serie de orientări europene vizează facilitarea punerii în aplicare a directivelor europene, precum și a standardelor europene adoptate de organizațiile europene de standardizare. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, cu sediul în Bilbao, Spania, este o organizație a Uniunii Europene înființată în anul 1996, cu scopul de a colecta, disemina și facilita schimbul de informații economice, tehnice și științifice pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea celor mai bune practici de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale.